Se dopo non è x igual a x lá, 3 menos x quadrado plus a, onde a esse é polinômio real. Se você subir as natura da chão, o polinômio lhe dá. Se em de grafia, funciona g de x, a tangente 3 linha de x, tempo a igual a 4. Păi, să discutăm. În primul rând. E fix egal cu 0. Respectăm cu asul x. X la 3 plus x pătrat plus a egal cu 0. A egal cu minus x la 3 plus x pătrat. A egal cu x pătrat în minus x. Fac graficul g de x egal cu x pătrat în minus x și graficul h de x egal cu a. Deci aici, g de x, g prin de x, egal cu minus 3x pătrat plus 6x, egal cu 3x, până cu 2 minus x. Derivata a doua, egal cu minus 6x plus 6, plus 6 până cu 1 plus 1. Deci aici, x, g prin de x, egal cu 3x, care de 2 plus x, g secund x, egal cu 6, care de 1 plus x, iar g de x, egal cu x, pătrat, care de 3 plus x. Minus infinit, plus infinit. G prin de x egal cu 0, în x egal cu 0 și x egal cu 2. Aici plus, aici dacă dau aici la minus și la plus infinit. Aici în 1 este 0, la minus infinit e plus, aici e minus. Deci aici funcția este convexă, aici e concavă, aici e punct de inflexiune. G de x în 0 egal cu 0 și în 3 egal cu 0. G de 1 e 3, este 2. G de 2 e 4, e 4. Ia să vedem. La minus infinit e infinit și la plus la aici este minus infinit. Pentru că are senul 3 minus x. Deci aici funcția de la descrește, crește, crește, descrește, descrește. Și să se traseze, pe urmă, în funcție de acest tabel de variață, să trasăm g de x și, pe urmă, să intersectăm cu h de x egal cu a. Și aici sunt discuții. Funcție de parametru a. X cu Y. Minus infinit, 0, 1, 2, 3. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Aici este infinit. În 0 e 0. Funcția este convexă. Punctul de inflexiune e 1. În 1, funcția este 2, în 1 este inflexiunea, se schimbă de neconcavă, în 2 e 4, deci 2 și 4, aici 1 și 2, la 3, în 3 funcția este 0, o să duce la minus infinit. O cablă.
pentru A aparține, adică pentru X aparține un 0, minus infinit 0, deci pentru X aparține minus infinit 0, este o singură rădăcină. X-ul aparține minus infinit 0, singură rădăcină. O rădăcină. Fiind intersectează aici cu asta. Pentru A egal cu 4, pentru A egal cu 4, avem 3 rădăcini. Una dublă, X egal cu 2 dublă, și aici, între minus infinit, da? Și, deci, X-ul mă aparține minus infinit 0, iar X2 egal cu X3 egal cu 2. 3 rădăcini reale. Aici, o singură rădăcină reală. Pentru, deci pentru aici se spune pentru A aparține minus de lucrul infinit 4. Lui 4 infinit. A-ul aparține lui 4 infinit, o singură rădăcină X1 la minus infinit 0. Pentru A egal cu 4, 3 rădăcini reale. Pentru A aparține 0, 4. Pentru A egal cu 0, 4. 3 rădăcini reale. Rădăcini reale. O rădăcină X1 aparține 0, lui minus infinit 0. Deci X1 aparține minus infinit 0. A doua, 0, 0, nu, 1, 2. Și a treia, 2, 3. X3 aparține lui 2, 3. Pentru A egal cu 0, una, două rădăcini duble și asta, deci X egal cu 3 și X egal cu 0 dublă. 3 rădăcini reale. Pentru A aparține lui minus infinit 0, o singură rădăcină reală. X1 aparține cu 3 infinit. Deci astea sunt numărul de rădăcini și discuția pentru polinomul f de x egal cu 0 în funcție de parametru A. Să se repete grafic funcția fx egal cu radical incert de fx, deci gx la x la a treia minus 3x pătrat plus 4. Deci graficul funcției este radical C3 de x la 3 minus 3x pătrat plus 4. G de x. Deci G de x e radical din C3 de x la 3 minus 3x pătrat plus 4. Iar limit când x se trebuie plus sau minus infinit din G de x supra x. E limită când x se trebuie plus sau minus infinit, radical C3 de x la 3 minus 3x pătrat plus 4 supra x egal cu limit când x se trebuie plus sau minus infinit, radical C3 x la 3 factor comun 1 minus 3 supra x plus 4 pe x pătrat supra x este egal cu limit când x se trebuie plus sau minus infinit din x supra x, radical 3 de 1 minus 3 supra x plus 4 pe x pătrat fac 1. 3 supra x, fac timp la 0.
Jesus teve diz lá até menos 3 para trás para os pais, e não cis. Amplificou um ponto para estar sujeitosa, que limita, que diz que tem plus ou menos infinita. E na tanche 3 da x lá para menos 3 para plus 4. Menos x. Pelo lugar. Para a tanche 3 da x lá para menos 3 para plus 4. Lá para trás. Plus x. Para a tanche 3 da x lá para menos 3 para plus 4. Plus x para supra. Conjugado. De jeito. Basta. Supra. Para a tanche 3. Dez lá até menos 3 quadrado plus 4. Todo lá quadrado. Plus x. Recanche 3. Dez lá até menos 3 quadrado plus 4. Plus x quadrado. Dá esta toda. Faca x lá. A lá até menos b lá até. Adiga faca. Recanche 3. Dez lá até menos 3 quadrado plus 4. Todo lá até menos x lá até. Carregando x lá 3 menos 3 para plus 4 menos x lá 3 e igual a 4 menos 3 para trás. Deixa aí, já você bebeu. Deci este limită, când este de limită, M, fac limită, când este indecât plus sau minus infinit, din 4 minus 3 pătrat, supra, radical din ce 3, din x la 3 minus 3 pătrat, plus 4 la pătrat, plus x, radical din ce 3, din x la 3 minus 3 pătrat plus 4, plus x pătrat egal cu limit când este între plus sau minus infinit de x pătrat pe lângă 4 pe x pătrat minus 3 supra se dă x pătrat factor comun pe lângă la ce 3 aici vine 1 minus 3 supra x plus 4 pe x pătrat totul la pătrat plus la ce 3 din 1 minus 3 supra x plus 4 pe x pătrat plus 1. Deci, în final, se simplifică statul ăsta egal cu minus 3 supra 3 egal cu minus 1. Deci, e egal cu x minus 1 asimptota oblică la randurile plus sau minus infinit. Deci, e egal cu x minus 1. Acum, aici, derivata a doua,
Vedeți, văd, întâi avem funcția, avem asimptotă, să încercăm să trasăm, să facem, să trasăm diagram, să trasăm graficul funcției. Aici, x la 3, plus x pătrat minus 4 egal cu 0, deci o să vină 1 minus 3, 0, 4. Să plicăm ordine. Da, sau facem x, x la 3, minus, sau și un loc. Minus infinit plus infinit. E 0. Minus la minus infinit, minus infinit, fac infinit. La 0 fac 4. La minus 1 este minus 1, fac 3. Minus 3 e 0. Deci x egal cu minus 1. Ia să vedem. Minus 1. 1 aici. 1 ori 3 vine minus 4. Aici fac 4 și aici e 0. Băi. Și este x pătrat minus 4, x plus 4 fac 0. X minus 2 la pătrat fac 0. Deci aici înseamnă că g de x de rătăm ce 3. Dă x minus 2 la pătrat mulțit cu x plus 1. Nu mai simplu, nu mai legat. Acum, g prin de x. Și aici, deci g prin de x. A, dar o facem cu totul și minus 2, nu avem probleme, da. Că și aici, g prin de x, să zicem, g prin de x. Egal cu x pe lângă x minus 2. Aici este. X minus 2 la 4 pe 3. X minus 2 la 4 pe 3. Și x plus 1. X plus 1 la 2 pe 3. Aici simplific un x minus 2. Deci egal cu x supra radical indice 3 dă x minus 2 cu x plus 1. La 2. Chiar mai să fac, dar avem pe ăsta, deci... Și acum, x-ul, g prin de x, egal cu x pe lângă x minus 2, supra etan ce 3, dă x la 3 minus 3x pătrat plus 4, g de x, era etan ce 3, dă x minus 2, la pătrat de x plus 1, minus infinit, plus infinit. În 0, în 2, în 2. Și în minus 1. Da? Și minus 1. Minus 1 aici. Aici, n-are sens. În 2, la fel, n-are sens. Ăsta este 0. Între 0 și 2, deci aici e minus și aici e plus. Prima derivată. Aici, la minus 1, este 0 în 2, 0. Și are, deci aici este minus plus, plus. Limită la minus infinit, minus infinit. Limită la infinit, fac infinit. Deci de la infinit, la minus infinit, la 0 crește. De la, în 0, f de 0 aici, fac 4. Arătăm ce 3 din 4, crește, aici descrește și de aici crește. Și cu ajutorul acestora se trasează graficul. Și bine că egal x minus 1 este tot 8. Y egal cu x minus 1 este tot 8 la rama plus sau minus infinit. X-ul y. X în 1, 0. Și 0 minus 1. Deci asta e y egal cu x minus 1. Aici e la minus infinit. Pe urmă avem între minus 1, 0 și 2. La minus 1 este 0. Deci e 0. Aici e 0. Arătăm ce 3 din 4. În 2